Accidentul rutier s-a produs pe 3 martie în comuna Arbore din județul Suceava. O mașină a oprit în mijlocul unui drum județean pentru a face un viraj. Conducătorul auto care venea din spate nu a păstrat distanța, a lovit mașina oprită, după care a pătruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz școlar în care erau 18 elevi. Momentul impactului a fost surprins de o cameră video de supraveghere. Pilotul profesionist, Titi Aur, a văzut imaginile și a fost de acord să-și exprime un punct de vedere cu privire la cine a fost vinovat pentru producerea accidentului și cum au reușit să rămână în viață toate cele 26 de persoane implicate în accident, în ciuda impactului extrem de puternic. Expertul în conducere preventivă a precizat că nu comentează situația din punct de vedere juridic, ci prin prisma regulilor de conducere defensivă. Astfel, Titi Aur consideră că fiecare dintre cei 3 șoferi implicați poartă o vină. Când oprești și dacă oprești undeva în afara localității, pentru că în față ai o coloană de mașini oprită sau pentru că ai nu știu ce lucrări, nu oprești pur și simplu, ci te uiți în oglindă, oprești la o distanță mai mare față de obstacolul din față, pentru că te gândești că poate să vină unul neatent și să ai unde să te mai duci puțin în față, și când oprești ești cu ochii în oglindă 90%. Te-ai uitat în față, știi că tu vrei să oprești, nu ai nimic în față, în rest ești cu ochii în oglindă, ești atent la ce se întâmplă în spate. Cel care a oprit nu a ținut cont de această regulă de conducere defensivă. Cel care venea din spate, unul, venea cu viteză foarte mare, pentru că era în localitate și după imagini se poate aprecia, fără să fie mare specialist, că nu avea 50 la oră, ci avea mai mult de 50 la oră. Cei care merg în localitate în general au senzația că 50 la oră este o viteză prea mică, că cei care au pus restricția de 50 la oră au fost nebuni, că ne pun pe noi șoferii buni la volan să mergem doar cu 50 la oră, și ce dacă merg cu 60, cu 70, chiar cu 80, că nu o fi un colț de țară. Nu e atâta timp cât nu se întâmplă nimic. Dar când apare o situație de asta, diferența între 50 și 60-70 la oră pe care o ai, nu vorbim să ai 150 la oră, vorbim de acea depășire pe care o face fiecare dintre noi, că las că nu contează, acea diferență de viteză face diferența între accidentul sau neaccidentul, sau evitatul sau neevitatul. Mai mult de atât, cel din spate aproape sigur nu era atent la drum. Pentru că chiar dacă ar fi avut o viteză un pic mai mare, cu o frânare violentă, cu o frânare brustă, care s-ar fi văzut pe imagini, pentru că s-ar fi văzut că mașina se duce în bot, stă și că frânează pur și simplu și că își micșorează viteza, deci cu o apăsare corectă a piciorului pe pedala de frână, așa cum se face la o frânare de urgență, ar fi fost alta dinamica loviturii. Deci cel din spate era și cu viteză mai mare și neatent și a reacționat, să zic, logic. Logic înseamnă așa, în momentul în care nu poți opri și ai un obstacol în față, bărbații virează în stânga, femeile virează în dreapta. Este o chestie anatomică, este o chestie, să zic, stabilită de specialiști, indiferent ce vine din față, dacă vine trenul din față, dacă vine buldozerul din față, bărbatul din instinct trage stânga, femeia trage dreapta. Ghinionul bărbaților este de fiecare dată se duc pe contrasens într-o astfel de situație. Deci clar era un bărbat la volan care a tras stânga din instinct, a lovit mașina din față puțin, pentru că logic era în momentul ăla să frânezi și să te lovești doar de mașina din față, să intri doar în mașina din față, să nu intri pe contrasens, să te lovești de mașina care vine din față, adică de microbuz, de mașina care vine din sensul celălalt. În opinia lui Titi Aur, șoferul care conducea microbuzul ar fi comis o greșeală înainte de producerea accidentului. Acum, veți spune bine, și al treilea șofer, cu ce a greșit șoferul de microbuz? Șoferul de microbuz nu a greșit cu foarte mult, la locul accidentului probabil deloc, dar a greșit înainte. Și înainte înseamnă că a încărcat microbuzul cu mai mulți copii sau, în fine, persoane decât avea capacitatea, sau mai mult, microbuzul a fost transformat incorrect, pentru că în România, din păcate, circulă foarte multe microbuze transformate din mașină de marfă în mașină de persoane, adică se pun scaune
se taie pe lateral tabla, se pun geamuri, dar acele mașini sunt foarte, foarte periculoase pentru că nu sunt gândite ca structură să reziste în momentul unui impact sau unei răsturnări, să reziste, să protejeze persoanele. Acest microbus, nu știu dacă era făcut așa, dar avea, înțeleg, montate niște scaune suplimentare și nu avea centuri de siguranță la acele scaune suplimentare. Nu știu să spun acum dacă cei din mașină aveau centura de siguranță toți copiii, dar sigur cei care nu aveau centuri nu erau prevăzute sau fine, nu aveau scaunele, nu erau dotate cu centuri, sigur acei copii nu aveau centuri. Poliția deci, confirmă lucrul acesta, că nu existau centuri de siguranță în microbuz. Cu atât mai mult. Deci aici doar norocul a făcut că microbuzul s-a lovit de o mașină mică. Și aici vine răspunsul la întrebarea cum de nu au murit, cum de totuși au rămas relativ întregi majoritatea. Păi, cei care au fost loviți din spate nu au fost loviți foarte tare, ci au fost loviți doar puțin pentru că mașina a ricoșat, s-a dus pe contrasens, a lovit microbuzul și pe urmă a fost împinsă înapoi și a lovit mașina care a oprit, a fost lovită și în față de mașina care a făcut depășirea. Dacă v-ați uitat atent la imaginile video, da. Și atunci, cel mai șifonat, vorbind dinamic, din povestea asta, a fost mașina care a făcut depășirea. Sau în fine, a făcut evitarea, depășirea, evitarea. De ce? Pentru că, dar în același timp, a avut și noroc. Și vă spun de ce. Pentru că microbuzul a avut șansa să fie mai mare decât mașina pe care a lovit-o. Și într-un impact nu se adună vitezele. Este greșit spus că dacă se lovesc două mașini frontal se adună vitezele. Nu se adună vitezele decât în cazul în care cele două mașini sunt egale ca și viteză și ca și greutate. Pentru că impulsul din fizică este masa ori viteza. Altfel spus, dacă vin cu un, să zicem, matiz, cu o mașină mică, cu un matiz, cu un trabant, cu o mașină mică și dau într-un tir care are 40 de tone, tirul nici nu simte, șoferul nici nu-ți dă seama că a lovit pe cineva. De ce? Pentru că mașina vine, se lovește de tir și tirul împinge mașina respectivă înapoi cu viteza tirului. Nu se oprește și tirul și mașina mică în locul impactului. Deci mașina mai grea împinge înapoi înspre direcția de mers a mașinii mai grele, mașina mai mică. Microbuzul a avut avantajul, să zic, dacă putem spune așa, că s-a lovit o mașină mică, pentru că dacă microbuzul se lovea cu un camion și dacă copiii din mașină nu aveau centuri, era tragedie mare. Da? Și mai mult, microbuzul, dacă ați văzut, nu s-a oprit în momentul impactului. A împins mașina și pe urmă s-a dus în dreapta, în șanț și s-a culcat pe o parte. Deci microbuzul de la o viteză, nu pot să apreciez, dar probabil corectă pentru acea porțiune de drum, probabil că nu avea mai mult de 50 la oră, dar nu s-a oprit brusc în ceva. Dacă le dea într-un cap de pod sau într-un camion, ar fi fost jale mare. Dar așa a mai frânat, a dat în mașina respectivă, s-a dus în dreapta, s-a culcat pe șanț, deci a fost o oprire în mai multe etape. În total, 26 de persoane au fost implicate în accidentul rutier de la Arbore. În final, doar două au avut nevoie de spitalizare.